Despre milostenia cu credință în Dumnezeu și următoare lui Hristos. Partea întâia Duhovnicul de la Carulia, părintele Hristofor, era foarte aspru cu el însuși obișnuia să se pălmuiască peste față ca să nu adoarmă în timpul privegherilor. El era milostiv cu cei săraci. De fiecare dată când întâlnea un călugăr sau un mirean, îl saluta aplecându-se în fața lui, atingând pământul. În același fel se apleca și în fața cerșetorilor, a călugărilor și a credincioșilor aceștia sunt frații și surorile lui Hristos și sunt însuși Hristos, spunea el. Odată un cuvios monah a spus, slujbele de pomenire ar trebui făcute mai ales pentru cei care au murit nemilostivi și ar trebui mai ales dată milostenie în amintirea lor, multă milostenie. Sunt mulți oameni săraci care trebuie ajutați dațile lor. De apurul pomenitul părinte Hrisant de la schitul Sfânta Ana spunea, Părintele Nectarie era așa de milostiv încât ar fi dat chiar și pereții chiliei de la prodromul Camilostenie pusnicilor și creștinilor înrobiți de turci. Virtutea părintelui Nectarie era cunoscută numai părintelui Azarie care într-o zi când săpa în grădină mi-a spus, știi ce face? În fiecare zi după vecernie îi vizitează pe pusnici și le dă orice are el. Părintele Nectarie trebuie să fi avut presimțirea că viața sa se va sfârși în martiriu. El avea un compatriot, părintele Chiril, care dorea să-i urmeze exemplul și a murit cu aceeași moarte. Iată cum au murit ei. În timpul masacrului din Smirni, turcii au strâns toți preoții și calugarii la un loc și i-au închis într-o râpă. Călugărițele citisele profețiile despre acest eveniment și fugiseră mai devreme, traversând insulele Chios și Militene. Toți captivii erau înfricoșați de moarte, cu excepția părintului nectarie, care îi liniștea pe toți cu aceste cuvinte. Am părăsit lumea din tinerețe, și acum, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ni se dă posibilitatea să murim ca martiri, și nouă ne este frică să ne pocăim și să ne spovedim păcatele și ne vom izbăvi de această frică de moarte. Cu aceste cuvinte i-a convins pe toți să se spovedească. Astfel ei și-au câștigat liniștea și și-au sfârșit viețile cu curaj ca martiri pentru Hristos, uciși de soldații lui Kemal. Numai un singur ieromonah a fost salvat în mod miraculos, odată în timpul unei privecheri de la Sfânta Fotini din Ilisos, el mi-a povestit ce s-a întâmplat în timpul masacrului și a adăugat. Vezi ce poate face milostenia pentru cineva? Milostenia e coroana tuturor virtuților deoarece Părintele Nectarie a avut această virtute, el a avut curajul să devină martir pentru Hristos. Un a pomenit părinte ne spunea, binecuvântatul părinte Mina din Mavrovunio era foarte milostiv. Toți călugării din jurul său mâncau dintr-un castron mare. La începutul mesei, el se prefăcea că mănâncă. Și apoi, după ce vedea că ceilalți au mâncat destul, el mânca din ce rămânea în castron. Ați mâncat destul? îi întreba. Da, era răspunsul, fără ca ei să-și dea seama că el mâncase numai o lingură de mâncare.